încă o dată aici Pro Tools-ul folosește avantajul de warping și scoate o compoziție destul de complexă. Are și Colossus și Immortals, are de data asta și Observer cu el, Zealots, Stalkeri, de asemenea High Templarii vin din spate. Aici începe o nouă luptă. După cum puteți observa, Pro Tools-ul folosește abilitățile sale Psionic Storm. De asemenea, Terranul folosește Steam Packs și EMP Rounds ca să îi scoată shield-ul și să îi lase Templarii fără mană. Acest duel este câștigat în mod evident de Terran, care are o masă foarte mare de marauderi, aceste unități fiind cu unul upgrade la armură și având 125 viață, nu au probleme în acest moment, dar iată, Pro Tools-ul își reîntărește aici rezidența la cea de-a treia expansiune. Terranul încearcă să pună cât mai multă presiune folosind toate unitățile care stau la dispoziție. De asemenea, Protosul face aici câteva greșeli, fuzionează acești templări în arconi foarte aproape de armata adversarului și sunt scoși din joc foarte ușor. Într-adevăr, se pare că această a treia expansiune este pusă în pericol foarte, foarte ușor de Terran. El pune presiune constantă, aducând cât mai mulți marauderi în această compoziție și atacă Protosul, despărțindu-și foarte atent armata pentru a nu lua tot damage-ul de la acele Psionic Storm-uri. După cum puteți vedea, știe să-și controleze fiecare unitate, este un jucător desăvârșit, folosește și abilitatea de Cloak de la Ghost pentru a nu fi detectat, de asemenea profită de Steam Packs și de Concussive Shells de la acești marauderi pentru a-i fugări, zic eu, armata Protosului de fiecare dată când acesta încearcă să reziste, se dă înapoi, atacă, iar la fel se dă înapoi și atacă. Această mișcare este foarte interesantă pentru un teran atunci când are Steam Packs, deoarece unitățile se mișcă mult mai repede decât cele ale adversarului și pot să îi țină la distanță. După cum puteți observa, Terranul a pus suficientă presiune și a distrus această expansiune a Protosului. Protosul este nevoit să se retragă și să-și refacă parțial armata pentru a putea rezista aici la secundara imediat de lângă baza principală. De asemenea, Terranul vrea să se asigure că îi scoate din joc toți pilonii amplasați strategic pe hartă pentru a-i scoate avantajul de warping. Protosul alege să distrugă aceste roci și eventual să-și facă o expansiune aici, într-o zonă mai ușor de apărat, mai aproape de baza lui principală. Terranul de asemenea n-a mai ales până acum să-și facă o expansiune, i s-au terminat mineralele și resursele din baza principală, de aceea își mută acest command center la poziția Rich Mineral Field aici și probabil o să încerce să o apere în această etapă a meciului. Protosul profită de moment și încearcă să îi distrugă această încercare de expansiune. Îl atacă destul de agresiv, zic eu, folosind, iată, Psionic Storm. Doar câțiva Ghost au mai rămas pe câmpul de luptă. Într-adevăr, își folosesc acea abilitate EMP care pun în pericol Protosul, dar foarte mulți zeloți vedem aici cum dau charge în armata Terranului. Știe să-și controleze mult mai bine acum unitățile Protosul față de duelul trecut. Pare că nu mai pierde atâtea unități. Iată, Ghostul alege să folosească o bombă nucleară. Nu putem vedea foarte des această abilitate folosită. Tactical Nuke este destul de rar, zic eu, întâlnită mai ales pe jocurile de ladder și în competiții când se termină foarte rapid meciurile. A folosit-o, zic eu, greșit în acest moment, putea să-i dea cancel. Nu a făcut nimic cu acea nucleară, dar iată, Protosul și-a retras armata și își mărește numărul de unități substanțial. A terminat de extins și aici la cea de-a treia poziție și saturează atât asimilatoarele cât și câmpul de minerale. De asemenea, Terranul își protejează aici foarte atent această expansiune pentru că este vital în acest moment să rămână cu acea expansiune pentru că resursele s-au terminat atât de la principal cât și de la baza secundară. Protosul de asemenea nu mai are resurse în baza principală și se termină în curând și cele din baza secundară. În acest moment putem spune că jocul se bazează pe aceste două expansiuni. Important este să și le mențină cei doi jucători. Vedem încă o dată un atac din partea Protosului, o compoziție foarte interesantă, folosește doar un singur Colossus, de asemenea are doi Immortals,
20 de zeloți și 10 stalkeri, 7 high templeri, se bazează mult mai mult decât la începutul jocului pe acele psionic stormuri. Teranul, mă scuzați, are 6 vikingi, 4 ghost și 21 de marauderi. Puteți observa că aceste unități Archon au 350 shield și doar 10 viață, iar abilitatea de a scoate shield-ul a ghostului, acel EMP, este devastatoare împotriva acestei unități Archon și în general a unităților Templar. Folosește sistematic câte un ghost să scauteze, să mai snipeze câte un zealot, să folosească acel EMP. În momentul în care teranul a ales să atace aici, uitați, este interceptat de Protoss, să vedem acest duel. După cum puteți observa, teranul își folosește toate unitățile pentru a scoate din joc zealoții. Folosește acel steam pack, atacă și se dă înapoi, atacă și se dă înapoi, pentru ca zealoții să nu intre în range-ul unităților și să facă damage incredibil. De asemenea, arconii sunt dezavantajați aici, având un range mai mic decât marauderii, au range 2, marauderii având range 6. Speculația aceasta a steam pack-ului și a range-ului este foarte, foarte importantă în orice match pentru teran, pentru că, de fapt, asta e toată ideea acestor steam packs, să-ți faci unitățile mai rapide ca să poată profita de range-ul lor și să se dea în spate și în față, în spate și în față, pentru a se mișca cât mai bine pe câmpul de luptă, pentru a se proteja de damage-ul adversarilor, pentru a scoate din joc unitățile tip melee sau cu range foarte mic, cum ați văzut acei arcuri care au range 2. Iată, teranul a înțeles foarte bine cum decurge jocul și pune presiune în această expansiune. Dacă Protossul va pierde această expansiune, o să fie într-o poziție foarte, foarte grea. Teranul, într-adevăr, uitați cât de bine își controlează unitățile și cum profită de acel steam pack și îi scoate pe rând unitățile Protossului. Este incredibil ce poate să fac cu doar o grupă foarte mică de marauderi. Poate scoate foarte multe unități din joc, este devastator. Protossul face toate eforturile necesare pentru a-și menține aceste expansiuni, asigurându-și resursele necesare pentru a produce mai multe unități. Din păcate, aici cred că este prea târziu și va pierde într-adevăr această expansiune. Teranul știe foarte bine cum să folosească acești marauderi, cel puțin în acest match și pe această hartă, pe Xel'Naga. Este foarte, foarte bine cum a intuit teranul să-și compună. Uitați aici câtă compoziție de marauderi în armata sa. Este incredibil, are 17 marauderi și produce doar marauderi în acest moment. Are și 2 ghosts. A dat cu Tactical Nuke aici în expansiunea Protossului, a scos-o. În acest moment Protossul nu mai are decât secundara și baza principală, unde nu mai are resurse. Marauderii sunt în număr foarte mare și distrug foarte rapid toate unitățile Protossului. Acesta a zis GG și meciul a luat sfârșit. Într-adevăr, un meci impresionant. A fost un meci agresiv. S-au petrecut foarte multe confruntări de ambele părți. Atât Protossul cât și teranul au agresat adversarul. Au încercat să le scoată, să scoată reciproc expansiunile. De multe ori a reușit Protossul, ulterior teranul. Și iată, avem aici un rezultat. Teranul câștigă folosind marauderii, steam packs și concussive shells. Cam asta a fost esențial pentru teran în acest match. Protossul a încercat să profite de acele psionic stormuri și să pună cât mai multe presiune pe teran. Din păcate, nu a fost suficient, cel puțin nu în acest match. Cam asta a fost. Să vă reamintesc în final să intrați pe site-urile starcraft.ee.ro, unde se vor ține foarte multe competiții în perioada următoare, și pe Starcraft 2 cratimovidcast.ro pentru a vedea mai multe filmulețe. Eu sunt doar unul din membrii echipei de cast al acestui site. Trebuie să vă mai spun în încheiere să îmi trimiteți e-mail-uri cu replay-uri interesante pe care vreți să le comentez la adresa de mail pe care o să vi-o furnizez la descriere. O să vă las de asemenea în descriere adresele celor două site-uri pentru a le putea accesa mult mai ușor dacă nu le-ați înțeles din ce am spus eu. O să urmeze să comentez
alte două meciuri ale acestor jucători. Sper că v-a plăcut primul meci și sper că veți urmări cu atenție și următoarele două meciuri. La revedere!